Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la Cartea Săptămânii. M-am tot gândit ce carte să vă prezint astăzi și tot uitându-mă prin bibliotecă, știți că aici nu se discută neapărat cărți noi, ci cărți care au o importanță semnificativă pentru cunoaștere, pentru ceea ce se dorește a fi pur și simplu îmbogățirea noastră spirituală, intelectuală, cum vreți să o numiți. M-am oprit pentru astăzi tot la Lucian Boia, la o carte care se numește Cum s-a românizat România și care va șoca pe multă lume, cei care n-au citit-o și cei care nu sunt neapărat istorici. De ce din nou Lucian Boia? Pentru că au fost unele comentarii data trecută când am discutat despre altă carte a domniei sale, cu Boia, care a fost colaboratorul Direcției de Informații Externe, apare pe lista aceea publicată de revista 22, da, este perfect adevărat, apare pe acea listă și acolo apar pe acea listă și alte nume importante, inclusiv actualul președinte al Academiei Române. Numai că, spre diferență de toți, Lucian Boia, după 89, a schimbat cursul istoriografiei românești, adică al scrierii despre istorie, și omul acesta a început să scrie o istorie adevărată. Adică exact așa faptele, cum s-au petrecut, fără tenta aceea național-comunistă impusă de Ceaușescu și adusă la paroxism în anii 80. Și atunci, Cum s-a românizat România este o carte care spuneam că e posibil să șocheze pe unii, pentru că noi am fost învățați și la școală, mai ales prin școală, o să vedem importanța școlii imediat, la televizor, la radio, în toți anii aceia și chiar și după, niște lucruri care pur și simplu nu sunt chiar așa. Și atunci, cartea asta este plină de cifre și plină de informație macră, care informație și cifre ne vor pune pe gânduri, sper, pentru că asta este și ideea. Ei bine, la 1859, adică anul când cele două principate dunărene, nu se numeau principate românești niciodată, cele două principate dunărene se unificau sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. E bine, la anul acela, România, care încă nu se numea România, ci cum vă spuneam, avea o populație de aproximativ 4 milioane de locuitori. Aproape jumătate de secol mai târziu, la 1899, se înregistrează 6 milioane, iar în 1912, peste 7 milioane de locuitori. Problema cu recensămintele din anii aceia este că ele fac distinția între diverse categorii de locuitori în funcție de cetățenie și de religie, nu însă și de naționalitate și nici de limba maternă. Foarte interesant. Recensămintele maghiare făceau distinția de limba vorbită în principal, utilizată în principal. Și acești parametri, dacă vreți, au fost etichetați ca fiind nesemnificativi de către un anume domn Colescu, șeful biroului statistic. Și la prima vedere, și astăzi, apropo, ne vom ocupa de o primă parte a comentariului acestei cărți, o primă parte care se va întinde de la anul unificării celor două principate dunărene, la 1859, până la România Mare. Că e mult de discutat până aici. Săptămâna viitoare ne vom ocupa de situația de la România Mare încoace spre noi, spre prezent. Și în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la prima vedere, România pare într-adevăr un stat național, fără minorități, cu o puritate accentuată, cum zice domnul Boia,
nu există, cum vă spuneam, minorități, ci cei care nu sunt români sunt considerați pur și simplu străini în recensăminte și aceștia împărțit în două categorii. Unii fără protecție, adică nebeneficient de nicio cetățenie, apatrizi, cum erau evrei români, dacă vine să credeți, și alții fiind cetățeni ai unei alte țări care beneficiau de protecție. Și potrivit acestui sistem de clasificare, românii în 1860, deci imediat după unificarea celor două principate, sunt estimați cam la 95% din populație. La 1899, 92,5% pe care rezultat al imigrației intense, România a fost, o să vedem mai încolo, un stat de imigrație, se imigra, se venea mult în România, iar la 1912, 93,4% erau români. Discutăm, repet, doar de situația de dinainte de 1918. Acum, o discrepanță mare de tot din punct de vedere etnic exista între România urbană și România rurală. România rurală, în general, avea un grad înalt de omogenitate etnică, cu excepții importante, totuși, o să vedem, inclusiv evrei, mai ales în Moldova, dar mediul urban e cât se poate de cosmopolit. Proporția populației citadine urbane în România acelor ani e încă foarte mică. La 1912 e de sub 20%, în jur de 18% din români trăiau la orașe mici și mari. Restul era o România rurală. Și puse față în față, aceste două medii conturează două românii foarte diferite. Nu doar în plan cultural, mental, al mentalităților, al modului de gândire, ci și etnic, pur și simplu. Datele care urmează acum și pe care le dă Boia în cum s-a românizat România, o carte din 2015, sunt cele mai complete. În orașe, față de 92,15% pe întreaga țară, românii din România mică încă reprezintă doar 68% din populație. Cetățenii străini sunt 12% și cei fără cetățenie aproape 20%. Procentul cel mai mic de români îl dau orașele din Moldova, 54,5%, cei mai mulți dintre străini fiind fără cetățenie, adică evrei români. Evrei români nu aveau cetățenie română. Statul român le-o nega. O să revin la chestia asta. Și evrei aceștia erau 40% din orașele din Moldova. Dintre orașele principale, Iașul ajunge să fie cel mai puțin românesc, în 1899, având doar 43,9% dintre locuitori cetățeni români, practic etnici români, în definițiile epocii. Evrei dețin majoritatea absolută, 50,78% din populația Iașului. Discutăm de anul de grație 1899. Alte orașe moldovenești, unde procentul evreilor depășește 50% în 1912 de asta dată, sunt Fălticeni, Dorohoi și Botoșani. În Muntenia, cel mai neromânesc oraș este Brăila, cu aproape 60% de români, 58,9% în 1899. Grecii sunt numeroși, aproape 10% la Brăila, iar cei fără protecție, 20% evrei în majoritate. La București, tot la 1899, la sfârșitul secolului, Bucureștiul avea o populație de 276.000 de locuitori și români din ăștia erau 65%.
Restul erau străini. Străini însemnând neromâni. Spre... Apropo de personalități, spre mijlocul secolului al XIX-lea, majoritatea medicilor din România erau străini, adică neromâni. Cel mai cunoscut rămâne Carol Davila, bineînțeles, care e și marele organizator al sistemului medical românesc. În multe domenii, străinii depășesc sensibil procentul lor din totalul populației. Italienii nu sunt decât 0,7% din populația Bucureștiului. La început de secol 20, România, fiind o țară de imigrație, repet, și italienii plecau din sudul Italiei, în special spre România, să lucreze în România, fix cum fac românii astăzi cu Italia. Da, da. Și dacă erau doar 0,7% din populația capitalei italienii, ei erau aproape 20% din populația zidarilor. Foarte interesant. Și a pietrarilor, a constructorilor de drumuri, cam cu astea se ocupau italienii. Evrei, 14,5% din populația Bucureștiului, la sfârșit de secol 19, început de secol 20, erau 19% medici, 25% dentiști, diferiți de medici, 63% croitori. Și apropo de țară de imigrație, la 1900, la încălecarea celor două secole, România se află pe locul 2 în Europa, zice Boia, în ceea ce privește procentul străinilor stabiliți în țara noastră. 79 la 1000 de locuitori, deci 7,9%, 8%. 8%. Primul loc revenind Elveției cu 11,5%. Deci Elveția cea mai interesantă țară de a te duce să trăiești, România a doua cea mai interesantă țară din Europa la 1900. Gândiți-vă astăzi. Așadar, cum stau lucrurile cu stat național la sfârșit de secol 19, început de secol 20? Da, zona rurală făcea parte dintr-o zonă omogen etnică, un stat național. Orașele însă, acolo unde se și naște modernitatea românească, sunt multietnice și multiculturale. Ceea ce este un lucru fenomenal și normal. Cazul Dobrogei este emblematic. Până acum v-am vorbit despre România mică fără Dobrogea. Cu o mică excepție, după 1978, Dobrogea este în România mică. Dobrogea nu este o provincie pe care românii s-o fi primit cu bucurie, zice Boia, și nici n-a fost. Cu atât mai mult cu cât dobândirea ei la 1878, în urma războiului de independență, că numai de atunci Dobrogea este românească în România, adică de la 1878, dată de ruși, de aliatul rus, cum ea venea împreună cu pierderea sudului Basarabia, anexat de Rusia. Basarabia, partea de est a Moldovei, a fost luată de Rusia la 1812. După pierderea războiului Crimeei în anii 50 ai secolului al XIX-lea, Rusia dă înapoi Bugeacul, cele trei județe din sudul Basarabiei. Și acum, când Rusia și-a revenit și împreună cu România a câștigat un război împotriva otomanilor, noi îl numim războiul de independență, 1877-78, rușii au spus românilor, uitați cum facem, la Congresul de Pace de la Berlin, noi luăm sudul Basarabiei înapoi și spre compensare vă dăm ceva de la otomani. Adică nu de la noi, de la ei, de la învinși. Acest ceva era Dobrogea. Dobrogea era un teritoriu subdezvoltat și slab populat. Avea vreo 150.000 de locuitori, poate vreo 200.000, nimeni nu știe cu certitudine. Constanța, viitorul mare port, era un orășel cu totul neînsemnat de câteva mii, foarte puține mii de locuitori.
Și se adăuga structura etnică a populației Dobrogei la momentul acela, etnico-religioasă, foarte diferită de cea a restului României mici. Concepută de la început ca un stat al românilor și numai al lor, aici discutăm de o provincie cu o populație românească aproape nesemnificativă, Dobrogea. Cifrele sunt nesigure, dar se poate considera că la 1878 musulmanii, turci, tătari alcătuiau o majoritate. Și în logica de astăzi, zice Boia, Dobrogea, inclusiv partea din sud care i-a revenit Bulgariei, s-ar fi putut constitui într-un stat aparte cu profilul predominant islamic, cum s-a petrecut lucrurile sau s-au petrecut în Kosovo. Deci, ea era, se poate spune, ținând seama de teritoriul restrâns, Dobrogea, cel mai amestecat ținut al Europei. Peste 20 de naționalități, și asta preciza la anul 1900 Enciclopedia Română, înșirându-i astfel pe acești oameni: români, turci, tătari, bulgari, ruși, lipoveni, greci, germani, evrei, găgăuzi, armeni, italieni, țigani și în număr mai mic, unguri, francezi, muntenegreni, albanezi, austrieci, sârbi, slovaci, englezi, polonezi și arabi. Toate astea, toți ăștia în Dobrogea. Dobrogea trebuia făcută românească din tot amalgamul ăsta. La 1899, populația crește deja și românii, inițial minoritari, erau acum cei mai numeroși, aproape jumătate din total, nu o majoritate absolută, dar totuși cei mai numeroși, sub 50%. În 1912, deja discutăm de 380.000 de locuitori, dintre care românii sunt deja 56,9%, urmează bulgarii cu 13%, rușii cu 10%, tătarii cu 5,6%, turcii cu 5,5%, grecii cu 2,6%, așa mai departe. Dobrogea se românizase în bună măsură. Prin legea de organizare a Dobrogei din martie 1880, aici atenție mare la filosofia statului român, toți locuitorii provinciei care în ziua de 11 aprilie 1877 erau cetățeni otomani, căpătau automat și calitatea de cetățeni români. Dar asta nu se prea potrivea cu filozofia etnicistă a statului român, zice Lucian Boia. Turcii și bulgarii din Dobrogea deveneau români, da, în timp ce atâția etnici români veniți din Austro-Ungaria nu beneficiau de cetățenie românească, cum nu beneficiau nici evreii din România mică. Asta e cel puțin interesant. Nu era ușor să devii cetățean român, apropo. Potrivit prevederilor Constituției din 1866, naturalizarea, adică primirea cetățeniei române, se făcea doar în mod individual și prin lege, cu votul ambelor camere legiuitoare, în mod individual. Deci, la 1879 s-a completat articolul respectiv prin detalierea procedurii, dar nu s-a schimbat esențial, în ciuda presiunilor occidentale, care au spus, vă recunoaștem independența, dar numai dacă dați și evreilor voștri români cetățenie română pe care până acum i-ați privat. Nu s-a făcut. Și fiecare evreu român nu și-au primit în masă cetățenia evrei români decât după Primul Război Mondial. Până atunci trebuia, și au fost foarte puține cazuri, individual să te adresezi Parlamentului, cele două camere, era o nebunie, practic era imposibil. Bun. Multe din marile familii românești sunt la origine grecești, apropo de amestecul etnic din România. Cine sunt acestea? Cantacuzino, Rosetti sau alte obârșni, ăștia erau grecești. Ăștia erau greci, Cantacuzini și rosetiști. Sau alte obârșii, albaneze, Ghica, de exemplu, familia, marea familie Ghica era albaneză. Apropo de străini și ce înseamnă străinul, este semnificativă, zice Boia, obârșea multor personalități care au marcat profund cultura română. Caragiale,
este la origine grec jet be jet. Știați asta? Jet be jet. Cu o mică infuzie albaneză ce-i drept. În cazul lui Vasile Alexandri, este pe deplin documentată ascendența grecească, atât dinspre mamă, cât și parțial dinspre tată. Adexenopol, primul istoric modern al românilor, este fiul unui imigrant, foarte probabil evreu, și al unei grecoaice. Nicolae Iorga, recunoscut drept cel mai de seamă istoric al românilor, ne explică boia se trage pe linie paternă dintr-un grec stabilit în Moldova în secolul al XVIII-lea, pe la 1700 și. Ion Mincu, creatorul stilului neoromânesc în arhitectură, fondatorul școlii moderne de arhitectură din România, este sârb prin ambii părinți. Angel Saligny, strălucit inginer, vine dintr-o familie franceză hugenotă, stabilită în Germania, și dintr-o mamă poloneză, asta prin tată, mama poloneză. Evident că toți cei discutați sunt până la urmă români. De ce? Asta am mai stabilit-o, ne-o spune și Boia, v-am spus-o și eu în multe rânduri. Identitatea etnică sau națională n-are a face cu biologia câtuși de puțin. Cu sânge italian, sânge românesc, sânge maghiar, sânge pol-nordian, sânge pol-sudian, nu există din astea. Există pur și simplu cultură. Există cum te simți. Dacă tu te simți român, ca parte din cultura română, ești român. Și dacă te cheamă Rosetti, și dacă te cheamă oricum. Acum, remediul la acest ghiveci etnico-cultural al României de sfârșit de secol XIX și început de secol XX, remediul acesta îi revenea școlii, misiunea de a răspândi pretutindeni în limba română și de a imprima valorile naționale românești. Spirul Haret vine cu ideea unei școli naționaliste. Este și titlul unei broșuri din anul 1907. Proiectul pe termen lung e definit fără echivoc de Spirul Haret și citez: toate naționalitățile de pe teritoriul nostru să ajungă a se contopi într-una singură care să fie rezultanta tuturor. Aceasta una singură, bineînțeles că era cea română. Cum se face asta? Prin școală. Obiectivul fiind asimilarea și mersul în această direcție trebuia să fie unul natural, nu forțat. O românizare? Da, bineînțeles. Acum, apropo de străini, la București, încă înainte de 1918, era o importantă populație românească venită din Transilvania, greco-catolici, mulți dintre ei, pentru că aproximativ jumate din românii ardeleni erau greco-catolici atunci, și cu și mai mare neîncredere decât străinii romano-catolici, ajunseseră să fie priviți românii greco-catolici. Nu s-a permis ridicarea la București a unei biserici greco-catolice până la 1909, dacă vă vine să credeți. În Transilvania nu era absolut niciun fel de problemă să ridici o biserică greco-catolică, în Transilvania maghiară, în Bucureștiul românesc, da. Numărul transilvanenilor stabiliți în capitală era estimat între 5 și 10.000 la în călecarea celor două secole, 19-20. Și apropo de asta, merită să vă citez ce îi explica primul ministru Ionel Brătianu arhiepiscopului Netzhammer, care și el încerca să pună o pilă acestor oameni să li se facă o biserică. Sau nu să li se facă, să li se permită să-și facă.
Și zicea lui Ionel Brătianu așa: este deosebit de dureros pentru noi faptul că națiunea noastră este divizată confesional în Transilvania, cu toate că, în definitiv, ambele părți reclamă aceeași credință și în aceeași formă. Cred că dumneavoastră înși vă trebuie să înțelegeți că nu putem permite să se adâncească și la noi în regat dihonia confesională, mă rog, în rândul poporului. Românii din Transilvania care vin încoace la noi sunt familiarizați cu bisericile noastre ortodoxe și se consideră acolo ca acasă. Dar de unde știți asta, domnule Brătianu? Că ăștia vreau să-și facă biserică greco-catolică. Și acum am auzit că intenționați să construiți pentru românii greco-catolici sau pentru uniți, cum se mai spune, o biserică deosebită, adică greco-catolică. Biserici latine puteți construi din partea mea oricâte doriți, adică romano-catolice. Dar trebuie să vă spun în mod hotărât că nu ne-ar conveni deloc construirea unei biserici române unite. Citat închis din Ionel Brătianu. De ce nu v-ar conveni, domnule prim-ministru? Până la urmă, cu mari greutăți și cu chiu, cu vai, biserica s-a înălțat, fiind sfințită la sfârșitul lui decembrie 1909. În 19 decembrie 1909. Asta apropo de străini. De cine altfel decât noi? De altfelism. În Transilvania, pre-1918, potrivit recensământului maghiar din 1910, de precizat că în acest caz era luată în considerare nu naționalitatea, ci limba maternă sau limba de comunicare, pe care recensămintele din regat nu o luau în considerare, apropo. Și românii, mai precis vorbitorii de limbă română, la 1910 reprezentau 53,7% din populația Transilvaniei, care nu mai exista ca entitate autonomă la momentul acela, pentru că după 1867, în urma compromisului austro-maghiar, Transilvania devine parte din Ungaria. Maghiarii, în sensul de vorbitor de limbă maghiară, 31,6%, germanii 10%. Criteriul limbii a fost introdus cu tâlc de autoritățile maghiare, pentru că etnicilor maghiari li se adăuga și populația evreiască, vorbitoare în majoritate covârșitoare de limbă maghiară. Deci acești 31,6% maghiari din Transilvania la 1910 includeau și pe evrei, care erau de limbă și cultură maghiară. Bun. Procentul populației românești din Transilvania s-a menținut relativ constant, în ciuda procesului oficial asumat de maghiarizare a guvernelor de la Budapesta. 54,9% în 1880, 55% la 1900, 53,7% la 1910. Ușor majoritar, deci, românii per total în Transilvania, fără doar și poate, conform recensămintelor maghiare, populația românească era mult mai mare în mediul rural. Reversul medaliei era că era foarte scăzută în orașe. Maghiarii, inclusiv evrei, și germanii alcătuiau cea mai mare parte a populației citadine. Și implicita categoriilor sociale aferente, și anume aristocrația, burghezia, clasa de mijloc, muncitorimea, proletariatul. Românii depășeau doar în puține orașe mici pe maghiari, Orăștie, de exemplu, foarte interesant. La Cluj, la încălecarea secolelor, din 60.000 de locuitori, maghiari erau 50.000, români 7.500. La Târgu Mureș, din 25.000 de locuitori, maghiari 22.700, români 1.000 și ceva. La Timișoara, din 72.000, era mai mare Timișoara decât Clujul, germani erau 31.000, maghiari 28.000, români 7.000. Ceva mai bun procentul românilor la Sibiu, care era și sediul mitropoliei ortodoxe, din 33.000 de locuitori, 16.000 germani, 8.000 români, 7.000 maghiari. Aici era mai mare procentul românilor decât al maghiarilor, dar era caz rar în oraș. În ceea ce privește Bucovina, datele sunt incerte.
punctul de vedere românesc este acela că avem o majoritate românească. Cert este că în perioada austriacă, din 1775, când a fost înglobat în Imperiul Austriac, până în 1918, peisajul etnic s-a diversificat enorm. Numărul rutenilor al ucrainenilor depășindu-l pe cel al românilor. De fapt, existau la modul neoficial două Bucovine, de nord și de sud. Bucovina de nord cu majoritate ucraineană, rutenă, Bucovina de sud cu majoritate românească. Oricum, ne zice Boia, la 1910, populația, socotită după limba de comunicare în Bucovina, se împărțea cam așa. Total, 800.000 aproximativ de locuitori. Din ăștia, ruteni 305.000, adică 38,4% ucraineni, români 273.000, 34,4%, ucrainieni erau 38,4%, germani 160.000, 21,2%. Ca în Transilvania, românii trăiau în majoritate la sate și în Bucovina, la Cernăuți, capitala provinciei, în 1910, se înregistrau 85.000 de locuitori în oraș mare, din care 48,4% erau de limbă germană, mulți evrei, ucraineni ruteni sunt 17%, iar români sunt 15,7% la Cernăuți în 1910. Bun. Așa, să vedem unde am rămas. Rutenii, ucrainenii, apar în număr de 15.017%, iar românii, vă spuneam, 15%, fiind depășiți românii chiar și de polonezi, care sunt 17% la Cernăuți. La Suceava, vechea capitală a Moldovei, tot în Bucovina fiind, germana ajunsese să fie mai bine reprezentată decât română. 6.400 de vorbitori de germană, 3.600 de vorbitori de română. Românii erau majoritari în două orașe mai mici, Câmpul Lung și Vatra Dornei. Basarabia. Din nou ne oprim la 1918, discutăm doar de perioada pre-1918. Vom continua cu partea a doua săptămâna viitoare cu ce se întâmplă după, când diluția etnică este și mai mare, evident. Basarabia, la momentul anexării sale de către ruși, avea o populație alcătuită în mare majoritate de români. Se auto-intitulau moldoveni de 86%. Există un recensământ rus din 1897, în care nu e de avut mare încredere, dar e singura chestie cu care poate lucra Boia și spune că este de luat cu un grăunte de sare. Și care înregistra aproape 2 milioane de locuitori în Basarabia, din care 47% rămăseseră români, 19,6% ucraineni, 11,8% evrei și 8% ruși. E de presupus că foarte mulți români vor fi fost înregistrați ca ruși, zice Boia, cu sau fără voia lor. Pentru unii era valorizant să se declare ruși, cazul boierimii basarabene, de exemplu, în cea mai mare parte rusificată spre sfârșitul perioadei. De exemplu, Constantin Stere, un mare patriot român și care, atunci când a trecut în România la 1892, de-abia mai vorbea românește. O rupea prost. Deci cam acolo se ajunsese cu rusificarea. La Chișinău, după datele aceluiași recensământ rusesc de 1897, de luat cu prudență, dar sunt datele pe care le avem, majoritatea populației era împărțită între 45,9% evrei și 27% ruși. Deci spațiul românesc din afara regatului României nu era așadar românesc pur și simplu, zice Boia, ci doar majoritar românesc și nici acolo total și peste tot, românii depășind cu puțin jumătate din numărul total al locuitorilor per ansamblu, iar ceilalți la oaltă apropiindu-se și ei de jumătate. Ei bine, se putea adăuga pecetea străină pusă asupra românilor înșiși. Elita basarabeană era rusificată, elita românească din Transilvania și Bucovina
deși își menținuse bine identitatea românească, se pătrunsese totodată de spiritul Europei Centrale, deosebindu-se astfel în bună măsură de elita vechiului regat, cu înclinațiile ei, zice Boia, balcanice și filo-franceze. Deci cam astea sunt realitățile de secolul XIX și un picuț primii pași ai secolului al XX-lea și cred că merită să reflectăm puțin la lucrurile astea, pentru că, la fel ca în alte părți, nu facem excepție cu nimic, deși ni s-a spus asta în național-comunismul ceaușist până la epuizare, și în România, ca altundeva, a avut loc un proces de românizare. Suntem și aici în pas cu vremurile acelea, în pas cu ce se întâmpla oriunde, altundeva. Partea a doua, săptămâna viitoare, pentru că vom vedea că venirea în regatul român a unor noi teritorii la 1918, Bucovina, Basarabia, Transilvania, Banatul, parte din Banat, mă rog, și prin Transilvania, lato sensu, practic, înglobăm și Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, totul denumim cu o singură denumire generică. Asta este cartea săptămânii, partea întâi, deși este nu foarte groasă, are o informație de o abundență colosală, motiv de reflecție acum de duminică și chiar pentru săptămâna viitoare, când la sfârșitul ei vom discuta despre partea a doua, Lucian Boia, cum s-a românizat România. Sunt Cristian Ivane și mulțumesc că urmăriți acest canal, mulțumesc că vă abonați la el, mulțumesc că îl susțineți. Nu-mi rămâne decât să vă spun ca de fiecare dată toate bune și să auzim numai de bine.